Da, legat de meciul de mâine, chiar azi am făcut ultima discuție și analiză pentru meciul de cupă, care am punctat pe mai mult părțile negative, pentru că au fost. Și suntem interesați să le evităm, pentru că nu vrem să mai creăm, eu știu, prin tribună, morți sau în ghilimele. Să evităm greșeli, pentru că acum începe campionatul. Adică e un meci din campionat și trebuie să fim foarte atenți. Deci, să jucăm acest meci cu inteligență, am zis să rămânem modești, a fost un meci de cupă, am avut o evoluție bună, nu 90 de minute sau 93 de minute, au fost și momente când am suferit repriza a doua, dar am zis să rămânem cu lucrurile pozitive și să înțeleagă că meciul cu Dinamo e mult mai greu decât cel de miercuri. Obiectivul nostru este să ne salvăm de la retrogradare. Suntem pe un loc care nu este liniștitor și nu avem voie să facem pași greșiți. Cum am zis, după un meci greu, normal că nu toate lucrurile sunt pozitive. Avem 3 jucători care sunt cu semnul întrebării și Frăsinescu, Brevăl și Horșa. Cei doi, Frăsinescu, Brevăl, s-au antrenat, dar Horșa nici nu a participat, a făcut separat. Și mâine vom lua o decizie legată de situația lor, pentru că îmi doresc ca cei care intră în teren să fie 100%. Avem soluții, deci nu e problemă, reintră Lucas în lot, aici în zona lui Horșa la mijloc îi pasă, Frăsinescu, Mihalache încă nu e 100%, deci nu va fi în lot. Avem soluții, dar am informat ca să știți, dacă în caz nu o să apară în primul 11, înseamnă că nu sunt 100%. E un meci special pentru dumneavoastră confruntarea cu Dinamo? Nu e un meci special. E un meci special pentru Poliași. Deci noi trebuie să câștigăm cele 3 puncte. Și meciul care... Deci n-am analizat Dinamo la ultimele 2 meciuri cu Clincenul, unul cupă, unul campionat. Pentru că Dinamo are potențial, au jucători buni, cu unii dintre ei am lucrat, îi cunosc. Și vom analiza mâine meciul pe care el l-au jucat cu FCSB. Ce sentimente vă încearcă? Jucând cu Dinamo, echipa cu care vă confundați, practic. Acum știți cum sunt. Sunt profesionist, sunt antrenor, n-am timp acum să mă gândesc ce mi s-a întâmplat mie. Eu fac parte din istoria lui Dinamo, cu părți bune, cu părți rele. Ultimul campionat care l-au câștigat cu mine, l-au câștigat. Am revenit acolo, am ajutat cât am putut. Deci am fost alături. Ei, nu intram în proiectul lor și s-a întâmplat ce s-a întâmplat și ei trebuie să regrete, nu eu. Dar e o motivație în plus? Bine, dacă ar fi să o luăm, dacă aș juca eu, n-ar fi nicio problemă pentru meciul de mâine, dar nu joc eu. Eu încerc să le transmit jucătorilor dorința asta de a câștiga mâine. Aveți vreo amintire din perioada în care antrenați pe Dinamo din meciurile cu Poliaș? Da, amintiri plăcute, neplăcute. Odată au fost 2 meciuri în care se decidea, aveați nevoie de un punct, l-ați obținut. Craiova. Asta e un lucru bun pentru noi. Poate și Craiova au făcut la fel. Deci, nu ne-au tratat cu seriozitate, au intrat un pic pe vârfuri și ați văzut ce au pățit. Eu tot am atenționat că evoluțiile noastre vor fi mult mai bune de la meci la meci, pentru că antrenor nou, jucători noi, ai nevoie de timp. O echipă să se poată exprima. Ați văzut că în primele meciuri am schimbat, pentru că a trebuit să evaluez și eu lotul. N-aveam cum. Ok, au venit jucătorii propuși de mine sau care eu i-am ales. Dar trebuie să-i văd una când îi vezi pe video sau din informații și una. Și practic a fost o selecție la meciuri grele și meciuri oficiale, unde nu, să
zici că e meci amical, mai faci modificări. Și acum e momentul în care să deciziile care le-am luat și la ultimul meci, cred că au fost deciziile bune. Jucătorii care, într-adevăr, m-au convins și care mi-au arătat cam în ce zonă ar putea să joace, ați văzut și exemplu cu Grădinarul. Deci eu l-am folosit fundaș dreapta, el a evoluat mult mai bine ca mijlocaș lateral și a avut șansă Cabral ca să joace și a făcut-o foarte bine. A înțeles mesajul meu, care e pentru toți jucătorii. Mie chiar acum le-am și spus că mi-e greu. Acum mi-e greu să fac primul 11. Vă așteptați la un stadion plin bine seara? Mă aștept la mai mulți spectatori decât la meciul de miercuri. Cred că și ei au înțeles și au văzut că e altceva și de-aia le-am cerut jucătorilor să evolueze foarte bine ca să ținem publicul lângă noi. Au venit și nu numai că au venit, nu numai că au fost prezenți, dar și-au și susținut echipa. Și asta e un lucru bun, am văzut multă satisfacție după meci. Dar și îți dă încredere și ca antrenor și ca jucător că lumea apreciază munca ta. De-aia noi trebuie să se obișnim cu rezultate bune. A fost un meci intens cu Craiova, s-au refăcut fizic băieții, s-au recuperat? Da, noi am încercat în astea două zile să-i refacem, cei care cu ușoare accidentări. V-am zis, semnă întrebare, dar eu sper și mă bazez pe ambiția jucătorilor de care v-am pomenit ca să intre. Nu intră, am soluții. Veți da mâna cu Florin Prunea înainte de meci? Păi ce, el e antrenor? Nu e antrenor. Eu dau mâna cu antrenor. Așa să practică, nu? N-am nicio treabă cu Florin Prunea. Pe cine vreți să semnificare de copii? Uf! Vă zic mâine după meci. Vreau să-i simt un pic. După aia vă zic dacă... Nu mai contează, dar șansele chiar acum sunt egale. Și ieri s-a calificat Steaua, dar cei de la Sibiu au făcut un meci bun și puțină mai multă atenție și mai multă concentrare se puteau califica. Politehnica Iași are pe stemă doi cai, iar Dinamo doi câini. Există vreo vorbă din popor care vă vine în minte? E ceva, băi, că nu mă rog. Câinii când vor cai, sau nu mor cai când vor câinii, da? Păi, e exact, se protejește. Na, dar e în sport. Noi avem obiectivele noastre, dar noi ne vedem treaba noastră, nu, nici eu să mai fac acum declarații, că nu și-au rost. E important ca băieții să se exprime foarte bine la meciul de mâine și să ne vedem duminică la restaurantul pe care voi îl alegeți. Promisiunea rămâne promisiune, da? Finala cupei. Mai aveți, da? Cu 20. Finala cupei ar trebui să se joace la Craiova. Este obiectivul Poli să ajungă acolo? Nu, noi ne dorim să ajungem în finală, dar un sfat, așa, un om de fotbal care are multă experiență, nu cred că e indicat Craiova pentru finală. Imaginați-vă că, ok, ajunge Dinamo cu FCSB. Sunt sigur că vor fi probleme mari. Trebuie evitat. Dacă era Craiova în semifinale, se putea organiza acolo. Acum nu-i decide, eu mi-am spus părerea. Deci, data trecută mi-ați... Dacă o să joace Iași în finale, trebuie să gândească și la noi. Până la Craiova, avion, drum, așa, până la București, pac, avem oră. Dar nu mai avem stadioane. E România și Ploiești. Și Ploiești, uite, acolo aproape. Da, și Iașu. Deci, s-a mai jucat parcă finala. Da, vă lăsesc de CFR. Data trecută mi-ați povestit despre episodul ăla cu domnul Papur. Acum și Iordănescu s-a luat de antrenorul Craiovei. Vă surprinde? Nu știu ce. Eu ce am avut de spus, doar am spus că se părea corect ca să răspundă la salut. N-a vrut, asta e, nu vreau să intru în discuție. Ce, fiecare să-și rezolve problemele. Eu mi le rezolv, deci nu mă lasă. Când am ceva de spus, eu spun, că n-am nimic de pierdut.
Mai aveți prieteni la Dinamo în momentul de față, în club? Nu, eu am prieteni mulți. În club? Nu știu dacă am eu prieteni în club. Eu nu-mi doresc să am cei care lucrează acum la club. În moment ce n-au fost alături de mine, chiar nu mă interesează și el. Bine, sunt oameni, fetele care lucrează la contabilitate, secretare, care am ce să le reproșez, dar ceilalți, nu. Mai e Bigică, care n-am nimic cu Bigică, restul, ce treabă mea cu cei din club. Important e că pe mine mă iubesc suporterii și mă respect, asta contează. CFR poate fi exclusă din cupele europene, vi se pare plauzibil acest scenariu? Nu știu dacă e adevărat. De ce să fie exclusă? Chiar nu știu. Priată, spuneți-mi de ce. Au o datorie de 100.000 de euro pentru un fost jucător. A, ce e o problemă. Și au fost sumați de UEFA să problemă plătească. La CFR. La noi era o problemă. Dar nici la noi nu e problemă. 100.000 cei la CFR. Da? Haideți să-i dăm, da?